Bună seara, doamnelor și domnilor, în emisie directă Reflector Analitic. De această dată discutăm despre ultimele evenimente de pe eșicherul politic din țara noastră. Vorbim despre poziția Partidului Acțiune și Solidaritate și celor de la Platforma Demnitate și Adevăr de a susține candidatura Zinaidei Greceanei la funcția de speaker și, de fapt, dialogul care continuă pe marginea formării viitorului guvern și a unei majorități parlamentare, dacă este tocmai termenul cel mai corect. Aceste, dar și alte aspecte vom încerca să le discutăm împreună cu Victor Stepaniuc, ex-vicepremier. Bună seara, bine ați venit în studioul Reflector Analitic. Și cu domnul Fadei Nagacevski, avocat. Bună seara și bine ați venit, domnule Nagacevski. Între timp urmează să ni se alăture și Vladimir Bolea, deputat PAS. Așteptăm din clipă în clipă să vină. Domnule Stepaniuc, vreau să încep cu dumneavoastră această discuție prin a vă întreba. De fapt, istoria Republicii Moldova cunoaște situații când la limită s-a votat fie un guvern, fie s-a ajuns la un numitor comun pentru un anumit vector european, cum era numit în anumite condiții, fie pentru a salva o doctrină. În cele din urmă, iată, starea de lucruri de astăzi pare ca totuși binele țării să fie cel care predomină. Mă refer aici la flexibilitatea celor două fracțiuni parlamentare, la PAS și Platforma DA, de a discuta în continuare cu reprezentanții Partidului Socialiștilor și de a accepta o bună parte din cerința. Este așa? Este o percepție corectă? Trebuie să remarcăm că, de fapt, cazuri când guvernările la noi s-au creat foarte complicat, după lungi tratative, pe o durată, ca în cazul nostru, aproape 3 luni de zile, asemenea cazuri au fost probabil că doar în anul 2000. În anul 2000, când s-a prăbușit alianța respectivă pentru democrație și reforme și nu a fost posibil de creat un guvern, deși s-au făcut câteva încercări și atunci președintele Lucinski a dizolvat Parlamentul. După asta, noi nu am avut cazuri, asemenea cazuri critice și astăzi trebuie să spunem că practic suntem în aceeași situație când 3 luni de zile nu este posibil de creat majoritatea parlamentară, nu se duc niște tratative, fiindcă trebuie să spunem că în 1999, în 2000, atunci, pe parcurs a câteva luni de zile, s-au dus tratative acerbe. Și, pe de-o parte, și cu președintele, și cu fracțiunile parlamentare, și fracțiunile parlamentare între ele. În cazul de față, probabil că timpurile leac s-au schimbat, este mai mult mass media, sunt mai multe televiziuni, discuții la nivel politologic se duc foarte multe, dar în realitate s-a creat o impresie că fracțiunile parlamentare, partidele parlamentare nu au purtat tratative și asta este o lacună. Dar se vorbim, o deschidere? O deschidere ați sesizat din partea fracțiunilor? Dacă să vorbim de ultimele zile, mai ales de ziua de ieri, este vorba de declarația partidului Mai Sandu, partidului PAS, da, care în principiu și-a arătat disponibilitatea de a crea, nu doar de a crea o majoritate parlamentară și o guvernare împreună cu Partidul Socialiștilor, dar și a cedat din acele cerințe radicale, radicaliste, chiar să spunem așa, care au existat anterior. Adică eu am văzut aici un pas înainte, eu am văzut aici o anumită înțelepciune din partea acestui partid care face o încercare. Mai complicat este cu al doilea partid, care astăzi la fel parcă a declarat într-un fel susținere, dar din păcate au pus prea multe condiții. E adevărat că nu este acces prea liber la acest document, dar eu l-am citit undeva și am văzut că acolo sunt într-adevăr lucruri foarte întortocheate, care la fel arată că acest partid nici de cum nu vrea să înțeleagă că este rău mai mare și este rău mai mic. În politică tot timpul se fac niște cedări. Dacă se dorește o guvernare, dacă se dorește într-adevăr binele țării, în cazul de față, partidele trebuie să gândească nu numai la interesele lor de moment,
fotoliile și toate celelalte, dar în primul rând la marele probleme ale vieții economice, ale oamenilor, situația dramatică a țării din toate punctele de vedere. În acest sens, întârzierea aceasta cu 3 luni de zile este o lacună. Și ea se referă absolut la toți politicienii, și de stânga, și de dreapta, și cei la guvernare, și cu atât mai mult aceste două componente a opoziției care n-au putut să găsească 3 luni de zile răspunsul. Este speranță că în zilele care au rămas, probabil că pe la data de 9, aceste partide, adică pe de o parte socialiștii și acum, trebuie să ducă niște tratative de acum situaționale, concret, pe fiecare punct aparte, să mai privească o dată și să ia în vedere aceste condiții care au fost abordate de cei de la platforma DA, așa înțeleg eu, și să se dumerească. Desigur, pentru Andrei Năstase, încercarea de a ceda această funcție de președinte a Parlamentului este o anumită lovitură. El a luat câteva lovituri în acești ani, dar ca politician mie mi se pare că el nu are ce de pierdut, fiindcă el e politician în creștere. Pentru asta este o experiență foarte mare. Eu, cu tot respectul față de mulți din acești deputați, foști deputați, foști politicieni, politicieni actuali, că îi cunosc, trebuie să spunem că nu fiecare are capacitate, chiar dacă a devenit deputat sau lider de partid, are capacitatea să vadă marile probleme ale țării. Nu are capacități manageriale uneori. Uneori mesajul este foarte contradictoriu. Oamenii vorbesc teoretic, dar nu cunosc realitățile. Dar aici e vorba de un mare compromis și acest compromis domnul Andrei Năstase trebuie să învețe al face. În cele din urmă trebuie tot chestiunea asta să fie făcut public și pozițiile de extremă totuși trebuie lăsate într-o parte. Dacă există scopul de bază, este interesul național, cum spune, interesul țării și a cetățenilor. Domnule Nagachevski, domnul Stepaniuc spunea despre compromis. Dumneavoastră credeți că acest compromis este înainte de a instaura pacea politică? Iau în ghilimele de rigoare? Deci, cursul politicii noastre va reveni într-un făgaș normal? Vom avea o conducere a Parlamentului? Vom avea un Parlament funcțional? Imediat ce s-au finisat alegerile, eu am insistat permanent în public că blocul acum este un proiect de opoziție, un proiect pregătit anume pentru a face opoziție parlamentară. Deci el este un bloc pentru care s-au investit bani grei, anume că ei să ajungă în opoziție și nici într-un caz la guvernare. Deci se pare că în cadrul blocului, ținând cont de faptul că există totuși două fracțiuni, una dintre fracțiuni a considerat că este un anumit nivel de pregătire pentru a trece la guvernare și a făcut și primii pași în acest sens. Vorbim de Maia Sandu, care a ieșit împreună cu Consiliul său Republican și a decis, sau Consiliul Politic, la care au decis totuși să inițieze un gen de negocieri cu Partidul Socialiștilor și făcând și primii pași, primele cederi, parcă se deschisese comunicarea dintre Partidul Socialiștilor și PAS. Astăzi, spre regret, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr însă a emis o hotărâre prin care a readus blocul acum la punctul zero. Deci, în principiu, decizia de astăzi este o decizie de blocare oricăror comunicări. Deci, dar starea de lucruri de ieri și de azi a scos în prim plan faptul că nu există consens în cadrul acestui bloc. Păi deoarece ele sunt două fracțiuni. Doamna Sandu a și menționat, noi suntem două fracțiuni, fiecare fracțiune decide pentru sine ce este important și ce nu este important pentru fracțiunea sa. Deci blocul se adună doar după ce există decizia luată întâi la fracțiunea X, după ce la fracțiunea Y și în cadrul blocul se ajunge la consens. În condițiile noastre, în condițiile negocierii cu Partidul Socialist, noi observăm că totuși între bloc nu există o punte de comunicare chiar între ei și există divergențe totale în ceea ce privește cum ar urma care este calea politică a blocului. Deci, din câte înțeleg, doamna Maia Sandu insistă spre guvernare, Andrei Năstase consideră totuși că ei trebuie să se afle în opoziție, deoarece toate pretențiile lor, vă spun încă o dată, astea este condiții de revenire la punctul zero, adică să le se ofere practic speakerul lor, să le se ofere prim-ministru și tot guvernul către ei să fie, adică ei nu consideră că este posibil o guvernare comună dintre Partidul Socialiștilor și blocul acum. Dar înțelegând totuși că nu o să poată obține și speakerul, au mers aici și au folosit un tertip destul de șmecher,
prin care au menționat partidul, platforma DA, se angajează în mod condiționat să voteze funcția de președinte al Parlamentului, un candidat propus de PSRM, doar după realizarea condițiilor menționate în acest document public. Menționăm, formațiunea noastră nu poate vota orice candidat propus de Partidul Socialiștilor, mai ales unei persoane cu probleme, nu știu de care, de imoralitate și nu știu de care. Deci în condițiile în care, din punct de vedere politic, funcția este transmisă către Partidul Socialiștilor, nu are cine să ne pune nouă condiții. Cine este blocul ca să spună condiții Partidului Socialiștilor? Noi ce trebuie să trecem testări de integritate față de deputații blocului acum. Dacă ceva, acești deputați au fost și candidați, au certificate de integritate, la dânși cazierile juridice sunt curate. Aceste persoane au fost votate de către cetățenii Republicii Moldova. Și Andrei Năstase nu trebuie să ajung la mila lui Andrei Năstase în vederea candidării la funcția de speaker a Parlamentului Republicii Moldova. În același timp, declarația, deci eu spun că se aduce la punctul 0, deoarece chiar în punctul 1 este menționat. Partidul politic Platforma DA va susține prin vot adoptarea pachetului antioligarhic elaborat de blocul acum și va insista la votarea acestuia la prima ședință a Parlamentului. Deci, ce să înțeleg? Și el spune că ei votează speakerul din partea Partidului Socialiștilor, iarăși condiționat, că ei vor decide pe cine din cadrul Partidului Socialiștilor să susțină și în același timp doar după realizarea tuturor condițiilor din această declarație a Consiliului lor Republican Politic. Dar primul punct din această declarație este că trebuie să voteze pachetul antioligarhic. Ce vrei să-mi spună mie prin asta? Chiar vreau să-i acord această întrebare domnului Stepaniuc. Cum ați perceput dumneavoastră acele 10 teze pe care le-au lansat dânsii, prin care spuneau că vor să scoată țara de sub oligarhi. Inclusiv vorbeau despre demisia procurorului general, vorbeau despre demisia membrilor Consiliului Audiovizual și așa mai departe, pentru că și procedura juridică legală nu este tocmai atât de simplă. Domnul Stepaniuc, dumneavoastră cunoscând de fapt specific. Eu vreau să spun că am susținut în câteva rânduri acel pachet. Da. Eu consider că el poate fi realizat. Dar aveți dreptate că procedurile sunt destul de complicate. Ele nu pot fi realizate într-o zi, așa cum se spune acolo. Pentru asta trebuie să luni, dar eu cred că chiar ani, pentru a vorbi despre o anumită deoligarhizare, modificarea legislației în vigoare, în condițiile Republicii Moldova, când noi vorbim despre un stat foarte rău guvernat, un stat mare parte corupt. Unii analiști vorbesc despre statul controlat, da? Captiv, statul captiv. În condițiile actuale nu trebuie liderii opoziției și socialiștii, și mai ales acei de la acum, să-și facă niște iluzii, ca să se poate de realizat în câteva zile sau în câteva săptămâni. De atâta eu am văzut logic propunerea socialiștilor, cu toate greșelile care ei le au, de a crea o guvernare constantă, de a fixa un program a guvernului care trebuie să fie votat. Dar ce înseamnă un program a guvernului? Guvernul trebuie să fie votat de această majoritate parlamentară. Desigur, aici trebuie duse tratative și de clarificat și de echipa guvernamentală. Dar structurile Parlamentului trebuie să fie create pas cu pas. De data această declarație a acestui segment a blocului acum, care se numește Platforma, da, acest partid, mie mi se pare că ei încă nu sunt ancorați la niște realități concrete ale Republicii Moldova. Ei încă nu au ieșit din campania electorală. Eu am mai spus-o în alte emisiuni că o parte din deputați, din mai multe tabere, încă nu au ieșit din campania electorală. Campania electorală, dacă noi să vorbim de modelele europene, da? Campania electorală s-a terminat, partidele politice au venit în Parlament, fiecare cu proporția lui, și dacă ne merită în opoziție, lucrează ca opoziția, dar dacă ne merită la guvernare, își creează o majoritate. Toate chestiunile este de discuții, de compromisuri, să caută, să zi și noapte, să clarifică. Noi facem zarvă, critică, atacuri în fiecare seară la televiziune, unii împotriva la alții și pe urmă totodată vorbim că vrem să creăm o majoritate. Eu cred că lucrurile încă nu s-au dus la bun sfârșit, adică nu este prea mult optimism, dar personal consider că ceea ce a făcut ieri partidul PAS este desigur un pas înainte, pentru a crea această majoritate parlamentară
PAS și socialiști. Dar cum calificați dumneavoastră doleanțele Partidului Socialiștilor de a avea cele două ministere de resort? Și aici este vorba de Ministerul Apărării și Ministerul de Externe pentru a consolida oarecum poziția șefului statului. Asta este explicat. Eu vreau să vă spun poziția mea. Poziția mea este că aceste două ministerii este foarte puțin. Hai să vedem care este proporția care a demonstrat rezultatele acestor partide. Socialiștii au 35 de mandate. Deprat. Platforma la 26. Indiscutabil că proporția este aproximativ 60-40. Deci în felul acesta, în orice țară europeană, se discută toate posturile, având în vedere deci această proporție. Socialiștii au dreptul astăzi la 60% din guvern. Desigur, dacă Maia Sandu va veni prim-ministru, dumneavoastră poate să pretindă la niște funcții cheie sau spună niște condiții mai deosebite. Dar oricum, jumătate de guvern trebuie să fie creat din reprezentanții socialiștilor și în cazul de față, eu cred că și președintele și mai ales socialiștii o să discute concret la formarea majorității parlamentare, deci aceste funcții. Aceste funcții sunt desigur importante. Dar pentru economia națională, pentru marile reforme și pentru îmbunătățirea calității vieții, aceste funcții nu sunt de ajuns. Și eu cred că și Maia Sandu, ca economistă, și acolo în echipa ei mai sunt oameni cu anumită pregătire administrativă, ei înțeleg foarte bine că nici ei n-au potențialul de ajuns pentru... și nici nu pot să pretindă politic strict. Strict politic nu pot să pretindă un guvern absolut creat din partidul doamnei Maia Sandu. Este nonsens. Da, domnule Năgăcevski, eu vreau să revin totuși la sugestiile socialiștilor care zic, și cu permisiunea dumneavoastră o să citez, revenirea la împuternicirile președintelui Republicii Moldova care au fost în vigoare la data de 1 octombrie 2016. Acest lucru vine să consolideze poziția președintelui, să-l ajute, acordă deci aceeași întrebare? În primul rând nu este vorba de o sugestie, ci este vorba de o decizie asumată de către Partidul Socialiștilor, da. Și este o condiție de negociere. În același timp, deci, solicitările președintelui Republicii, sau mai bine zis Partidului Socialiștilor, în vederea restabilirii de împuternicirii președintelui Republicii Moldova, este o chestie nu că... O doleanță. Nici nu știu, un moft. Este o chestiune de restabilire a statului de drept. În Republica Moldova, noi, chiar dacă suntem Republică Parlamentară, președintele este mediatorul puterilor, în același timp el este supraveghetorul suveranității Republicii Moldova și comandantul suprem. Pentru asta el trebuie să aibă anumite instrumente eficiente. Dumneavoastră vă place cum se întâmplă astăzi că ministrul apărării decide fără voința președintelui Republicii Moldova ca să transmită, să trimită anumite contingente internaționale la nu știu ce studii, asta, antrenamente sau forțele armate să fie transmise expediat peste hotare fără acceptul președintelor Republicii Moldova. Asta este inadmisibil. Deci la noi statul și în genere din instituția prezidențială sau Curtea Constituțională a făcut și a bătut joc de instituția prezidențială, ceea ce este inadmisibil și a bătut joc de Constituție și în condițiile Republicii Moldova revenirea la normalitate. În primul rând fosta guvernare. Ok, datorită voinței politice care a fost la acea etapă, nu mi s-a întâmplat anumite chestiuni respectivă. Asta este inadmisibil. Noi nu trebuie să tolerăm o asemenea abordare, ori în cazul dat noi ajungem la aceea că noi discredităm în genere esența republicilor parlamentare și esența specific instituției prezidențiale. Ea trebuie. Dacă noi o avem în Constituție, dacă noi optăm pentru ca noi să avem președinte, instituția prezidențială pe teritoriul Republicii Moldova, înseamnă că noi trebuie să-i asigurăm lui toate competențele ca el să poată să-și exerce de plin drept tot ce este prescris în Constituție. Suveran, dreptul de a garanta suveranitatea Republicii Moldova fără niciun instrument în acest sens. Cum asta este posibil? Cum s-a ajuns la asemenea situație? Și cum nu ar avea dreptul moral și legitim Partidul Socialiștilor să solicite revenirea la normalitate? Și eu vreau să încerc să înțeleg logica eventuală a celor care ar intra într-o coaliție cu Partidul Socialiștilor, care ar refuza revenirea la normalitate. Asta este o chestie bine de bun simț în primul rând. Deci noi trebuie, dacă tindem spre stat de drept, spre constituționalitate, înseamnă că noi trebuie să reieșim anume din normele internaționale și din acele rigori care le prescriu anume republicile parlamentare. De aceea, chestiunea dată nu este, vă spun încă o dată, doar un moft politic, este o vorbă de restabilire a sistemul constituțional din Republica Moldova. Revenirea la normalitate.
Domnule Stepaniu, cum calificați dumneavoastră comportamentul politic a Partidului Democratic după alegeri? Ei au făcut o așa zisă ofertă socialiștilor de a negocia, au zis că sunt gata să cedeze funcția de speaker și după aceea oarecum s-a instaurat o tăcere. Cum ați perceput-o? Eu am mai spus cu altă ocazie că din punct de vedere a comportamentului politic, Partidul Democrat s-a comportat foarte, foarte atent. Practic nu au făcut greșeli mari. Ei au rămas deschiși pentru tratative, ei la o anumită etapă au spus că poftim, creează majoritate parlamentară, o să încerce să ducă tratativii, au dat de înțeles că pot, au deschidere să ducă și cu acei de la acum și cu socialiștii. Și în acest sens, faptul că ei nu prea au ieșit în prim plan, nu le-a șterbit prea mult din imagine. Mai mult ca atât, având în vedere că ei controlează într-un fel structurile statului și administrația publică și chiar și sistemul judecătoresc și mai departe, este foarte clar că ei nu ar trebui să teamă prea mult pentru alegerile, de alegeri parlamentare anticipate. În cazul de față, aceste două componente opoziției, socialiștii pe de o parte și cei de la acum, riscă mai mult în sensul că ei au încercat să ducă tratative, ei au făcut prea multe comentarii, prea multe atacuri, prea multe atacuri chiar formale. Ei uneori nu au avut destul de deschidere pentru a se așeza la masa tratativilor. Până la urmă, pentru faptul că Parlamentul nu este întrunit pe parcurs de aproape 3 luni de zile, trebuie să înțelegem că responsabilitatea o poartă în primul rând opoziția. Și socialiștii și acum. PD-ul a făcut zilele astea, citeam undeva, din declarație că trebuie toată și odată să facem regulă în țara asta. Și eu vreau să spun că din punct de vedere a mesajului, practic nu ai pentru ce-i critica. E ca în această perioadă de 3 luni de zile. Eu vă spun din punct de vedere politologic, adică este analiza concretă a acestei perioade, comportamentul la un partid, la doilea, la treilea. Domnule Bolea, vă zic bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic. Discutam, iată, despre poziția celor două fracțiuni parlamentare și despre negocierile cu socialiștii. Haideți să auzim poziția de la un om care este parte componentă a acestor fracțiuni. Percepția noastră a societății civile când în sfârșit carul s-a pornit din loc este reală? Care este rezultatul acestor negocieri? Putem vorbi în viitorul apropiat despre alegerea unei conduceri a Parlamentului, un viitor guvern? Bună seara, eu îmi cer scuze pentru întârziere. Eu chiar mi-am luat rolul de deputat în serios, alerg prin teritoriu și muncesc. Îmi place verbul a munci pentru că este un verb care creează într-un final ceva în plus, adaus la activitate. Cu siguranță, tot ce se întâmplă începând de pe data de 3, eu aș împărți așa, de pe data de 21, de când am fost convocați pentru prima dată și până pe data de 3 iunie, a fost așa o stare amorfă în care, mă rog, deputații aleși în 3 grupuri separate de partide politice, acum PSRM și PDM-ul, probabil fiecare separat munceau în direcțiile în care aveau ei, fără ca să fim convocați, fără ca să avem o activitate de parlamentare în sensul bun al cuvântului, adică să fim în cadrul Parlamentului, să votăm legi, să facem ceva ce e legat în mod direct de Parlament. De pe data de 3, cu venirea celor 3, am fost tot aici în emisiune, 3 persoane delegate din 3 părți a lumii, din trei părți a lumii au fost. Au fost niște catalizatori? Au fost niște lucruri foarte bune, pentru că s-au pus niște puncte, s-au trasat niște obiective, s-au pus niște semne exclamări, s-au subliniat niște culori așa mai roșu aprins. După care, după mine, s-au intensificat procesele. Până atunci le purtau un caracter mai mult sau mai puțin, în societate spunea diferit, dar se poate spune siguranță așa, mai amatoricești așa un pic, mai puțin profesionisti și mai cu puțină voință, nu știu cum, politică. La etapa actuală eu cred că noi vorbim despre niște procese politice destul de mature, niște decizii asumate, niște decizii luate, decizii deloc ușoare, dar deloc ușoare luate, pentru că așa și cum spunea și domnul Cazac, vorbim despre partide politice cu doctrine ideologice diferite, cu orientări politice diferite. Și respectiv niște compromisuri. Și compromisuri. Știți, practic, aceste partide, cu siguranță, într-un mod normal, ca yin cu yang, nu s-ar fi putut întâlni niciodată. Dar
dacă se încearcă să se demonstreze, să vedem în ce măsură o să reușim, dacă la rădăcina voinții politice se pune interesul național, se pune problema cu care se confruntă per total, indiferent de orientare politică cetățeanul, atunci se poate regăsi consensul și se poate de mers până la capăt și de rezolvat problemele așa cum trebuie să fie rezolvate. Domnule Nagalcevski, vreau să vă întreb. Iată, domnul Bolea termina această luare de cuvânt prin lucrurile pot așeza. Sunteți optimist de această dată? Lucrurile se vor clarifica? Pentru că la o primă etapă era problema candidaturilor, da? Pentru funcția de speaker a prim-ministrului. Astăzi, cel puțin relativ, starea de lucruri s-a mai aplanat un pic. Domnul Mândan, domnul Bolea este reprezentantul PAS. Da. Deci, cum am și menționat, PAS a arătat deschidere, într-adevăr, au arătat maturitate și înțelepciune. Ei au făcut un pas esențial în vederea creării unei guvernări. Spre regret, partidul, platforma Demnitate și Adevăr, eu astăzi pot să-l tratez ca un talagher pe corpul blocului acum. Metaforic vorbind. Eu regret. Eu ieri, spre exemplu, a apărut în public declarația domnului Slusar, unde el menționa un lucru extrem de important, că noi ne temem să nu fie afectată reputația unicii forțe credibile anti-oligarhi și nu știu ce. Deci în această decizie eu nu văd decât altceva decât frustrare, frică și tentativă de blocare a posibilităților de creare unei majorități parlamentare dintre acest bloc acum și Partidul Socialiștilor. Deci ei închid porțile. Pe de o parte, PAS-ul deschide poarta, PSRM-ul parcă să apucă de mâniar să intre la discuție și pădau-o, când îți strântește ușa, nas și la... Da. Doamne Maia Sandu, deci, și Partidul Socialiștilor. Domnule Stepaniuc, vreau să ascultăm scuze, poziția domnului Pacerele. Deci, fiecare partid politic își ia deciziile în măsura în care se adună, Consiliul Național Politic, etc. Fiecare se ia, unii au mai repede, unii au ușor. Cu siguranță, noi vorbim în cazul discuțiilor cu PSRM, noi vorbim despre o poziție consolidată a blocului acum. Eu nu știu, n-am participat. Dar nu a fost la unison, domnul Bolea, cel puțin. Nu a fost la unison această poziție exprimată. Dar îmi pare absolut normal, democratic. Sunt partide diferite, sunt oameni foarte diferiți în aceste partide. Mie îmi pare, știți cum, Henry Ford spunea în felul următor: niciodată nu mi-a plăcut să vorbesc cu oameni care sunt întotdeauna de acord cu mine. Niciodată nu am învățat nimic de la ei, înțelegi? Nu am învățat nimic de la ei. În acest considerent, cu cât oamenii sunt mai diferiți, cu păreri diferite, cu atât înveți mai mult, înțelegi, îți controlezi părerile, ideile tale. Când tot spun, vai ce minunat ești, te prostești și tu la un moment dat, devii talaghir, cum spuneam. Dar din acest moment, eu cred că momentul în care s-a luat o poziție, s-a ieșit, s-a vorbit, se face o consolidare, poziția PAS cu poziția PPDA și blocul acum iese cu poziție unificată. Și atunci eu cred că noi nu trebuie să vorbim așa despre PPDA, noi cred că la un moment dat trebuie să vorbim acum despre poziția consolidată al blocului acum. Și poziția consolidată a blocului acum, eu vin acum din Cimișlie, am avut azi două întâlniri în sate, programate de mult, că, mă rog, dar eu vreau să spun că poziția consolidată a blocului acum este că astăzi a fost invitat la orele 18 PSRM-ul, la negocieri, la discuții, pentru că noi suntem, adică, mă rog, să prezentăm decizia comună a blocului acum deja. Și când vorbim despre blocul acum, noi nu vorbim separat despre decizia Consiliului PPDA, Consiliului PAS, dar vorbim despre o poziție comună, exact. Și atunci noi vorbim despre o poziție consolidată și atunci, practic, astăzi colegii de la PSRM nu au reușit, au spus că vor veni poate mâine dimineață și atunci va fi spusă poziția blocului PAS, PPDA, plus, inclusiv, să-l numim acum prescurtat, da. Una comună. Deci așa mult trebuie și tratat problema la etapa actuală. Domnul Stepaniuc, vreau să vorbim iată despre o posibilă majoritate parlamentară. O considerați durabilă? Cât de flexibilă va fi și cât de tare pe poziție pentru a se menține 4 ani? Eu, desigur, vreau să fiu optimist și cred că această majoritate este posibilă și am vorbit în mai multe rânduri la acest subiect. Deschis, fiindcă am considerat cu experiența mea că Partidul Democrat trebuie să se ducă în opoziție. Nu de atât că el e rău sau e bun, că e rău sau e bun. El a luat a lui 30 de mandate, dar
A luat 30 de mandate în condițiile când ei au controlat statusul una și alta și mai departe și nicătând la aceasta n-au putut să iei un rezultat mai bun, să-i mătea societatea s-o sătura de dânși și are nevoie de altă majoritate parlamentară. Dar această majoritate parlamentară, noi vedeam că două componente opoziției. Și eu ca politolog am vorbit chiar cu un an, doi în anumite emisiuni, că e complicată opoziția asta noastră, fiindcă este opoziție cu segmentul de stânga și opoziție cu segmentul de dreapta. Și ar trebui să existe, cel puțin pe perspective, o anumită discuție între aceste două componente, da? Ei trebuiau să pregătească de alegeri împreună, să încerce a nu se ataca prea mult și a crea o platformă de perspectivă. Fiindcă vreau să vă spun că sondajele, vorbiți cu oamenii că vă făceau sondaje, sondajele arătau încă în septembrie, octombrie anul trecut, e ca acest rezultat. O treime, o treime și o treime. Vouă chiar vă dădeau la cei de la PAS, vă dădeau un rezultat puțin mai bun. Dar tot, în jur de o treime. Reiese că și într-un fel și într-altul, și socialiștii și cei de la acum, trebuie să fie pregătiți pentru o asemenea discuție. Acum, ce am văzut în platforma, deci ce a vorbit domnul Nagașevski, declarația de platforme, așa înțeleg eu că nu este o declarație finală. Adică dumneavoastră, este deodată, declarația lor. În cadrul blocului, trebuie deci să ieșiți cu o poziție comună. Comun, exact. Pentru că socialiștii și ei sunt într-o dilemă foarte mare. Pentru că au și ei acolo probleme de ideologie, de geopolitică, de promisiuni și așa mai departe. Președintele are complicațiile sale, dar scopul de bază, și eu am văzut asta într-adevăr în mesajul care a fost din partea doamnei Maia Sandu, într-o emisiune aseară, destul de logic a vorbit și destul de calculat și așa mai departe. În cele din urmă noi toți riscăm, politicieni riscă. Dar politica este riscantă. Dar în cele din urmă, dacă rezultatul o să fie toate greșelile și acele ideologice și toate clișeele astea le se ducă în planul 2, fiindcă în cele din urmă oamenii o să vadă niște rezultate. Dar aici așteptările sunt foarte mari și din partea unei componente și din partea alta. De atâta, dacă blocul o să aibă o viziune comună, mie mi se pare că această majoritate este posibilă, și atunci hai să vorbim așa. Președintele Parlamentului, doamna Greceanu, cu o anumită experiență destul de bună, un bun economist, un om care știe face bani pentru țara asta, știe și așa mai departe. Un alt bun economist care poate fi șef prim-ministru, doamna Maia Sandu, cu toate lacunele care noi le mai cunoaștem, dar e un om cu anumită experiență și omul trebuie să înțelegem cum omul crește. Omul crește. Noi ieri am avut cunoștințe poate mai puține, azi avem mai mult. Ieri am avut mai puține experiențe, da? Tânărul domnul Nagașevski. Și domnul Nagașevski, vreau să mă întâlnesc cu dânsul peste 5-7 ani de zile și el, eu cred că el a să fie mai puțin radical în apreciere și una și alta. Fiindcă noi toți suntem cu păcate, dar până la urmă, dacă este interesul cetățenilor, dacă politicianul are un minim de decență, un minim de moralitate, atunci el trebuie să înțeleagă. Țara trebuie să dezvolte. Cetățenii mai devreme sau mai târziu trebuie să-și iubească această țară, să respecte guvernarea, de atâta guvernarea ce promite îndeplinește ceva, dacă nu tot, măcar parțial. Și totodată sunt niște rezultate. Asta situația este absolut dramatică. 80% de tineri nu cred nici într-un fel de moldovan la guvernare. Spune că noi suntem un popor slab. Înseamnă că noi veșnic așteptăm ca o să vină străinii, americanii sau europenii sau rușii, poftim cum au fost zile trecute, și ne-au împins pe noi pe toți, și inclusiv pe dumneavoastră, v-au împins, hai, vai, duceți, tratativ, voi aveți nevoie de țară. Eu așa îmi închipui că a venit domnul Coză, care este reprezentantul unui stat mare, cu tradiție, da? Același reprezentantul Uniunii Europene și americani au spus la noi, băi, dar ce vor moldovenești? Ei, în general, după 3 luni de zile de alegeri parlamentare, ei nu au putut să creeze fără noi, dar fiți atenți. Domnilor deputați, ei au venit în mare parte cu interesele lor. Nimeni nu vrea să-și piardă aici pozițiile. Nici Uniunea Europeană, nici Rusia și nici deci Statele Unite Americii. Acum, marea înțelepciune a politicienilor noștri este să creeze o guvernare eficientă și să ridice țara, fără a aștepta ambla ca cerșătorii după bani. Trebuie de făcut economie. O bună parte din oamenii care au venit astăzi în Parlament, au venit din zona business-ului mic și mijlociv, ei știu problemele toate.
Nu e foarte bine că ei au venit, dar pe de altă parte ei cunosc niște realități. Și lasă-i să bată, dar nu pentru business-ul lor, dar cum să-i mențină pe tineri acasă, cum să creeze locuri de muncă, cum să dezvolte business-ul mic și mijlociu, cum să le dăie tinerilor niște speranță, cum să le dăie pedagogilor care rămân astăzi fără locuri de muncă, că pleacă pe un cap și tineri și studenți și așa mai departe. Tătă drama asta stă pe obrazul, în primul rând, a policienilor și a celor din trecut. Dar fiți de acord, voi nu sunteți cu nimic mai bun decât noi. 3 luni de zile n-ați putut crea o majoritate. Dar eu mi-aș dori, eu personal ca fost politician, ca cetățean, mi-aș dori ca această guvernare să fie una eficientă, ca să fie una de durată. Ca să lăsăm noi jocurile astea de culise permanent, care fiecare să gândește care e viitorul vostru politic. Nu este viitor politic, stimați colegi. Dacă dumneavoastră în 4 ani, în 2 ani, în 3 ani n-ați rezolvat nimic, o să vă răstoarnă. Masa critică, în general, de revoltă împotriva guvernanților, împotriva unui sistem corupt, ineficient și așa mai departe, este foarte mare în țară. De atâta, da. Mobilizarea maxim trebuie să fie, hai să facem. Și eu am văzut la ieși de la acum, adică de la PAS, asară, cel puțin o anumită coerență, o anumită logică și așa mai departe. Pe care ați salutat. Asta m-a derutat, da. a doilea decizie, dar eu, dacă nu este una finală, nu este una totuși. Toate că eu nu am văzut nimic acolo de groaznic, adică trebuie să așteptăm în final poziția blocului acum unificată. Se adună una cu alta, se discută, după care se ies cu un bloc acum. Domnul Gacevski, iată Radu Marian, reprezentant PAS, spunea, și cu permisiunea dumneavoastră iarăși voi cita, nu votăm pentru o coaliție cu PSRM, ci pentru un guvern de salvare acum. E un guvern de salvare? Cum îl percepeți? Bine, domnul Marian e un tânăr pregătit la Harvard și încearcă să folosească tertipurile astea, jocul ăsta de cuvinte, care în esență are aceeași finalitate. Deci crearea unei majorități, asumarea guvernării în comun, în vederea schimbării lucrurilor și îmbunătățirii condiției de trai cetățeanul pe teritoriul Republicii Moldova. Eu reiterez, Partidul Acțiunii și Solidaritate, eu sper foarte mult că ei vor avea capacitatea să-i readucă în albea normalității pe cei de la PPDA, fiindcă ei dacă mâine PPDA-ul împreună cu PAS să mai adună și o să stea iar 4 ceasuri ca să se gândească asupra soluției care ar urma să fie luată, consolidată. Eu nu știu dacă noi mai ajungem la votarea guvernului, fiindcă până gata, data din nou e aici, îi bate la ușă ziua de duminică. Dar ținând cont de, fiindcă PAS-ul a spus, votăm candidatul Partidului Socialiștilor, nu, PPDA-ul ne spune nou că îi votează candidatul Partidului Socialiștilor, pe care îl vă decide ei din cadrul, citiți ce-i scris aici. Va fi angajat în mod condiționat să voteze funcția de președinte al Parlamentului, un candidat integru, neimplicat în scheme de corupție și acte imorale. Cine sunt ei ca ei să ne dea nouă lecții de integritate? Ei, deputații Parlamentului... Sunt niște cetățeni și sunt deputați în Parlament. Eu înțeleg, deci, dar asta este inadmisibil din acest punct de vedere juridic. Asta este eu problema. Nu vreau să comentez. Și primul punct, uitați-vă, eu dat să continuu. Partidul politic, platforma DA, va susține prin adoptarea pachetului antioligarhic de blocul acum și va insista la votarea acestuia la prima ședință. Și după care scrie că doar după realizarea condițiilor menționate în acest document va fi votat speakerul Parlamentului. Deși ei condiționează inclusiv și cu pachetul oligarh. Ce-o vrut să ne spune? Totul va fi bine. Vă rog, domnul Bolea. Aici trebuia să fie și cineva de la dat. Pentru că nu... Da. Pachetul antioligarhic, vreau să discutăm despre el. Până a venit dumneavoastră, discutam despre posibilitățile în timp de a realiza ceea ce este stipulat în acest pachet și vreau să aflu viziunea dumneavoastră cât de rapid și cât de eficient se poate realiza ceea ce ați cerut în acest pachet. Eu, să știți că eu v-am ascultat în mașină mergând, am pus online și vă ascultam emisiunea, cu siguranță. Aici vorbea domnul Stepaniuc la întrebarea asta și vreau să spun că sunt de acord. Marea majoritate a lucrurilor care noi ne le propunem au nevoie de timp. Au nevoie de timp. Pentru că dacă vrei să faci politica altfel, cu siguranță trebuie să o faci corect, din start. Oamenii în 30 de ani de când există Republica Moldova s-au plictisit de reforme de azi pe mâine, de reforme fără continuitate și, cel mai important, reforme fără finalitate. Ineficient. Adică Republica Moldova, eu în una dintre emisiuni, o întotdeauna am comparat-o cu Republica Moldova cu un corp care stă pe masa de operație și la care se fac operații concomitent. Creier, inimă, ficat, un corp deschis complet așa. Și niciuna dintre operații nu este finalizată. Înțelegeți? Se lucrează concomitent la tot
și la un moment dat s-a pus așa la un aparat artificial de menținere a vieții organismului și s-a terminat. Asta este Republica Moldova. Deci dintr-o parte, mai ales acum sunt politician și fac o parte componentă a acestei clase politice, ce vreau să spun că Republica Moldova cu adevărat așa arată. Cu așa arată. Adică este un mort menținut, practic, numai în cale artificială și cu toate organele disfăcute. Coșul corpului disfăcut, tot absolut. Dar acest considerent, cu siguranță, noi venim cu o abordare, nu că pragmatică, dar profesionistă. Toate lucrurile trebuie pregătite, votate, vorbite și în timp. Da, ați găsit maturitate politică? Poftim? Maturitate politică ați găsit, venind iată în politică? Păi eu am 3 ani de zile de când tot mă maturizez și eu cred că până ultima zi tot te maturizezi și până ultima zi tot înveți ceva. Tot înveți ceva, nu poți. Adică în momentul în care tu consideri că gata, am învățat tot, înseamnă că ești prost. În momentul ăla gata, poți să spun tot lumea că ești prost. Nu, totdeauna trebuie să înveți. Maturitatea politică înseamnă, în primul rând, din punctul meu de vedere, al meu personal și ce am văzut eu la mine, maturitatea în politică apare atunci când dispar foarte multe din colțuri, când tu nu mai ești ca un arici. Înțelegeți? Uite, când ești ariciul ăla așa, când totul gata, jos ăla, umurând pe ăla, împușcăm, tot. Când dispare din vorbire și mai, cel mai important, nu mai din vorbire, dar din felul de a fi și de a gândi. Din discurs. Din, nu, dar chiar din a gândi. Pentru că poți să înveți ca un papagal niște cuvinte foarte frumoase, le vorbești, dar să te gândești totul altfel. Contează să gândești altfel, înțelegeți? Și atunci când începi să gândești un pic altfel, când dispar din acutizări, din colțuri ascuțite, atunci eu cred că apare un început de maturizare politică a unei persoane. Eu vorbesc de mine personal, cu siguranță. Întotdeauna vorbesc despre mine, nu vorbesc despre alții. Cu siguranță, da, în 3 ani de zile am crescut, m-am maturizat. Eu mă compar pe mine cu acel cu 3 ani în urmă, sunt două persoane diferite. Da. Domnul Stepaniuc, vreau să vorbim, iată, despre un viitor parlament, un viitor posibil parlament și despre dimensiunea politicii externe. Ori nu trebuie de ignorat, PSRM are anumite, nu știu, teze, pe când cei de la acum, dacă nu radical, cel puțin nu în apropierea celor de la PSRM. Va fi punctul vulnerabil? Cum îl percepeți? În opoziția noastră și pe stânga și pe dreapta, chiar în cadrul acestui unul și același partid, sunt oameni totuși diferiți. Cu diferite pregătiri, cu diferite... Oameni care știu să meargă la compromisuri. Alții sunt mai agresivi. Dar în cele din urmă, ei, dacă sunt în cadrul partidului respectiv, înseamnă împărtășesc niște viziuni. Spuneam anterior că aș fost bine dacă acele componente ale opoziției duceau niște o colaborare mai subtilă încă înainte de campanie electorală. Politica externă o să ne facă probleme. Interpretările, discuțiile permanente în Parlament, tratatele internaționale, unde a plecat ministrul, cu cine s-a legat, de ce s-a dus acolo. Eu așa închipui că dacă această majoritate parlamentară o să fie creată, dar îmi pun întrebarea. Dar și cu actuale nu tot aceeași problemă aveți fie. Ce noi n-am văzut că socialiștii se orientează mai mult în spațiu este că și ceilalți se orientează acolo. Dacă președintele din 2017 a declarat deci o politică externă multivectorială, eu cred că ăsta e un compromis. Și acel compromis trebuie atins nu numai în discursul președintelui, dar principala ideologie a partidelor respective și unii și alții, și în primul rând liderii partidelor respective de opoziție care o să constituie această majoritate parlamentară, o să trebuiască să semneze, să aibă oficial sau neoficial niște înțelegeri. Fiindcă chiar în programul guvernamental nu o să fie posibil de promova tot. Dar dacă o să accepte că geopolitica trebuie să rămână totuși în planul 2, că în orice proiect internațional, în orice relație cu vecinii și cu spațiile geopolitice, noi în primul rând urmărim interesul nostru național, îi sfătuim la nivel de birou permanent al Parlamentului care trebuie creat. Da. Dumneavoastră să vedeți acolo ce discuții interesante să duc. La nivelul fracțiunilor parlamentare, la nivelul Comisiei Parlamentare de Politică Externă, unde să invitați experți, să invitați reprezentanți și tot dumneavoastră să vedeți acolo deputați din toate fracțiunile. Și acel compromis, încet, încet, pas cu pas, el trebuie să fie format. Dacă dumneavoastră în curs de 30 de ani de zile nu s-a creat o așa platformă rezonabilă
de compromisuri, cel puțin la nivelul acestor deputați care sunt astăzi aleși în anul 2019, încercăm să încerce ei să facă o primă experiență. Eu vreau să vă spun că o să primiți susținere din partea multor experți, din foarte mult mediu academic care scriu lucrări, studiază practica, modelele de reformare a societăților și că ei văd cum dumneavoastră polițienii, adică noi polițienii cândva ne aruncam bani într-o extremă, bani alta, e clar, nu are Republica Moldova coerență. Coerența trebuie să formată. Cu discuții, cu dezbateri, cu scandaluri împotriva unor asemenea declarații, oamenii ăștia trebuie opriți, unioniștii trebuie opriți, acei care pledează numai nu știu pentru ce tot așa trebuie opriți și de clarificat. Asta îi aduce bunăstare în fiecare casă. Asta ne păstrează tinerii acasă. Asta da. O să ne facă agricultura noastră mai, asta o să ne facă comerțul nostru mai, asta o să ne majoreze salariile. Dacă nu o să ne majoreze salariile și nu o să facă altă calitatea vieții, opriți. Extremiștii, în primul rând, trebuie opriți. Ceea ce a promovat partidul da. Lor ieri e o încercare serioasă de a găsi acel compromis și pe mine personal m-am bucurat, repet. Eu văd că asta e posibil. Încerc da. Să fiu optimist, că asta e posibil. Domnule Nagachevski, vreau părerea dumneavoastră raportată la primele acțiuni ale viitorului Parlament, pentru că tot s-a discutat acest pachet antioligarhic și dimensiunea de fiecare dată sensibilă rămâne a fi jurisprudența. Ori tocmai domeniul dumneavoastră, e posibil a face lumina acolo? Pentru că cel puțin în ultimii ani au fost pompate sume enorme pentru a face ordine. Deci... Dacă vorbim despre pachetul, strict la pachetul antioligarhic, da. Și aici sunt de proiectele de hotărâre care sunt pus în acest pachet, spre exemplu. Pachetul hotărâre prin declararea statului ca fiind captiv. Acolo, cum aș menționa Partidul Socialist, trebuie să fie exclusă sintagma cu privire la adoptarea legii Magnitsky și atunci Partidul Socialiștilor își manifestase și disponibilitatea susținerea acestui proiect de hotărâre fără nicio problemă. În ceea ce privește crearea unor comisii de anchetă, evident că asta poate fi făcut la prima ședință. E important să fie organele de lucru, să obținem un aviz a comisiei de specialitate și înainte. În ceea ce privește modificarea legii cu privire la procuratură, acolo sunt niște chestiuni destul de sensibile care au fost criticate inclusiv de către societatea civilă, ca spre exemplu procuror general din străinătate. Aici trebuie abordat foarte intens și serios problema dacă noi suntem dispuși să dăm unei persoane străine accesul la secret de stat, dacă nu atentăm noi la prestigiul Republicii Moldova. Dar chestiunile date iarăși trebuie să fie discutate și în același timp, următoare, sistemul mixt, renunțarea la sistemul mixt, este o chestie care ar fi nevoie de avizul Guvernului Republicii Moldova. În condițiile date, dacă să analizăm lucrurile, ele ar trebui să sunt anumite proiecte care pot fi votate în prima ședință, alte proiecte ar putea fi votate în prima lectură, după aceea se încep procedurile de pregătire a proiectului pentru a doua lectură, ulterior se revine la votarea pentru a doua lectură, fiindcă, ca spre exemplu, modificarea sistemului electoral. În situația în care tu încerci, în cadrul primei ședințe să votezi și în prima și în a doua lectură fără a obține avizul cu Guvernul Republicii Moldova, riscurile sunt destul de mari că Curtea Constituțională va anula numai datorită faptului că nu există avizul Guvernului. Și plus el trebuie să fie și promulgat și publicat. Asta este quasi imposibil să faci într-o singură zi de asta. Și spun că declarația asta, decizia asta, Consiliul mi se pare cam radicală. Hai că eu vedeți că mă temperez. Mi se pare cam radicală, ori este pune condiții imposibile pentru activitatea însuși a Parlamentului. De aceea eu mă întreb, ei sunt sinceri cei de la PPD? Ei chiar doresc așa zisa luptă și asumarea guvernării? Sau ei doar mimează discuțiile și tentativele lor să de a trimite țara fie în alegeri anticipate? Eu nu mai înțeleg. Domnule Bolea, cred că avem două minute la dispoziție. Da. Eu cred că colegii noștri la PPD sunt cu adevărat luptători, cu adevărat vor să se implice în această luptă și eu cred că trebuie de așteptat decizia finală a blocului comun consolidat în care vor fi pus toate punctele așa cum trebuie. Acum, ceea ce privește tot, dacă se votează doamna Zinaida Grecean, în calitatea ei de președinte de Parlament, ca reprezentantă a PSRM-ului, cu siguranță aceste legi trebuie votate în măsura în care ele devin pasibile de a fi votate. Adică dacă noi vorbim despre o lege care trebuie să aibă avizul guvernului, înseamnă cu siguranță noi votăm în prima lectură, o trimitem. Pentru că nu există, din punctul meu de vedere, niciun motiv
ca să faci, să lupți cu o ilegalitate, creând o altă ilegalitate. Absolut. Din acest considerent, dacă mergem pe făgașul legislației, înseamnă că, în primul rând, Republica Moldova are o bază legală, problema ei fiind faptul că nu a fost îndeplinită până acum, respectată. Așa. Și noi, dacă suntem o forță nouă și vrem să reprezentăm o forță nouă politică, în primul rând trebuie să fie așa, legea este religia unui politician. Da. Noi acestui lucru trebuie să ne supunem. Domnul Stefanic, scurt, crearea și votarea conducerii noului Parlament înseamnă deblocarea finanțării pe plan extern pentru Republica Moldova? Pentru că foarte mult s-a discutat, există o interdependență. E așa cum o percepeți? Eu aș vrea să cred că e așa. Pe de altă parte, vă spun din experiența proprie și de crezul meu ca cetățean și ca... Da? Politician, fost politician, nu are Republica Moldova nevoie de finanțare internațională. Să terminăm noi cu dispozițiile astea de cerșături care permanent așteaptă, uite, o să facem o reformă și iar o să ne dăi americanii sau europenii bani. Dacă noi am ales guvernul, și dacă guvernul acesta vine ministru de la agricultură, de la economie și nu știe a face bani pentru această țară, să nici nu intre în acel minister, să se demisioneze dintr-o dată. Noi vă mulțumim. Nu cu așteptările banilor străini. Da. Încercați să face bugetul din... o să ne dă. Furat. Toți, domnilor, minunat. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studio. Mă bucur că avem multe a discuta. Vă aștept și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, atât am reușit în această seară. Pe curând.